Ok, bine ați venit la un nou episod de Minecraft Let's Play. Nu uitați să apăsați și voi butonul dacă mai aveți episoade în continuare. Iar în acest episod o să batem dragon. Dar înainte să batem dragonul, E raid, repede. Nu, că e bine, raidul meu e pornit, dar unde sunt? S-au pierdut pe hartă. Păi și unde sunt? Mă, nimeni nu văd nimic. Aici nu-i nimic. Opa. Nu-i nimic. Păi și erai de unde e? Mă, să-mi spune și mie cineva, mă. Unde sunt ăștia? Să nu rămân și eu, dracu prost. Sunt cumva printr-o mină pe aici. Dar n-are de ce să fie pe lumină. Sau? Ce? În minele astea ale mele aici nu sunt. Păi avem raid, păi și raid unde? În casa aici noi. Aici nu-i. Aici nici nu mai era. Sufecție activată aici, nu are nicio treabă. Că m-am activat acolo, dracu, n-am intrat. Mă, ce e raidul ăsta? Ce bătaia asta de joc? Cine dar aici unde era să fie? La spana jos, dar n-are cum. Nu e nicăieri. Mă, ce raid mișto. Dar mă bată mama mea. Am făcut și raid acest. Nici nu se încarcă, nici nu se duce. Am venit pe hartă. Dacă îl omor eu pe ăsta să pune, nu se pune. Și am mai și pierdut un villager. Bine, asta dacă l-aș mai putea să-l transfer. Uite, mai sunt doi! Câți villager am aici? Câți de ăștia? Unu, doi. Hai, eu mor pe... Unu. Hai că mi-a... Ce era raidul ăsta? Ce bătaia asta de joc? Hai că... Eu mi-am urat villagerii mei, practic, ca să le fac lor raid-ul. Și următorul raid mai... Aaaa, au reapărut! Salut! Salutare! Mamă, dar vezi că nimeresc. M-au apărut băieții ăștia. M-au uitat pe mine Dumnezeu și de-a trebuie. Hai să fac și un raid și uite ce s-a întâmplat un capăș. Mor și tu, mă, o să mă culc repede. Uite pe șacali. Hai să dau și eu cu arcul ăsta. Cu crossbow. Bun, sap și mie cu ăsta. Mai fac un achievement. Mamă, ia de... Ce dai, mă, nu știi să înjuri. A, uite și tu. Dar nu-i dă fix pe cealaltă parte a hărții, mă, să moară frații mei. Hai să nu, să-l bat înainte să dea cu doia. Cu vechi. Că nu trebuie să am vechi pe aici. Dracu să ne ia. Uite ce-mi trag ăștia. Moara. A, stai, stai, au murit toți villagerii. Hai, spun și tu astea să înapoi, boys. Du-te ăsta pe hartă. Acum s-a mai mișcat, fiți omul. Mamă, mor... Nu, să mor prima oară pe ăla. A, era asta, da. L-am omorât, perfect.
Da, mai e unul. Prindeți-mă de aici. Uite pe animalul ăla ce fuge. Ați-vă prima la păștia. A, nu, perfect că vin după mine. What the fuck, îmi dau cu foc? Dacă îmi până când îmi dau ăștia cu foc? Mă, haideți și voi mai încoace undeva mai plat, zic. Să ne putem... Da, cred că mai e un veț pe aici. Așa mi-e impresia. Oh my god! Și trebuie să omor numai câțiva villager de ăștia. 5, voi nu vedeți tot timpul de aici. După de ce e de la textură și nu prea să vede. Ok, acum că ați văzut cum s-a bătut niște... Un raid mai bugat, dacă aș putea să-l numesc așa. O să batem dragonul în acest episod, deoarece este timpul să dăm parte în parte cu dragonul. Așa că o să ne luăm tot ce avem noi nevoie. Să dăm parte în parte cu un dragon. Ne luăm aici bucățile mending cu unbreaking, pentru că o să facem niște foi. Cu aceste foi să luăm de aici. Iar noi suntem aproape pregătiți să ne batem dragonul, deoarece acum trebuie să mă o să fac rost de niște ender pearl. Și până o să fac eu rost de ender pearl, se mai prăjește și niște cupru, pentru că am fost la mine și vă pun acum o poză pe ecran să vedeți cam cât cupru am putut să adun. Adică sunt cinsturile pline. Și plus de asta se face și niște sticlă ca să avem niște pattern of chestii de alea de la dragon. Nu știu neapărat cum se numesc, dar ăștia văd că nu au target pe mine de la distanță. S-a apus și ploaie. Perfect, fix și aveam nevoie. Să caut Enderman pe ploaie. A, că e Gigi. Bun, acum am dormit și s-a lăsat... S-a oprit ploaia, hai să vedem unde se duce primul Ender Pearl. Ok, al doilea Ender. Crede, se pare că ăsta m-a cam întors. Deci suntem aproape. Ok, hai să vedem. Mergem puțin până pe la copacul ăsta. Trecem de el și uite chiar aici. Și este fix sub noi. Acele Ender Pearl nu o să-l mai găsesc eu niciodată. Eu sunt pregătit să apăs F în orice secundă, adică... Oh, nice! Aici stopăm să știm că nu mai trecem odată. Uite, încă o perlă, foarte bine, că dacă mai am nevoie fix de una, uite că o am. Și uite lava asta, e talent lava asta. Mamă, și doar unul, mă! Ha! Hai să facem noi, uite, aici, acest portal. Facem un pozul la coordonate. Și acum mă duc să iau iron. Pentru că eu am nevoie de iron, că nu am anvil, vreau să mă să și fac... Nu mi-am luat ender chest-ul. Guys, nu mi-am luat ender chest-ul. Îți bagi de mine. Îți bat joc de mine. Nu am ender chest. Trebuie să mă întorc acasă. Facem poză la coordonate și o să venim direct cu portalul. Asta este, n-avem ce faci. N-am ender chest, n-am nimic practic la mine. Adică eu intru degeaba. Fiind desigur, uite-l aici. Am ender chest. Hai să vedem, avem tot ce ne trebuie. Deci avem mending, am unbreaking. Am niște săgeți, de fapt am, așa, am un ăsta, am anvil, am asta, bun, ce aș putea să iau de aici și aș avea nevoie de acum, nimic că n-are. Bun. Doamne, hai să vedem, ne dăm portalul care trebuie să a făcut calculele greșit și ne duce la Dragon Presla. Hai să facem un fel următor, îl aprindem pe ăsta și acum sus n-ar trebui să mai mă dea. Tot. Bine, trebuie să mă să sparg portalul de sus, dar asta cu altă ocazie. Acum, bam! Suntem pregătiți, avem tot ce ne trebuie, avem mâncare. În caz că mă dă în fundul curții la spawnare. E bine, nu m-a dat în fundul curții, m-a băgat în pământ. Auză. Ce faci, măi, Patrocle? Hai să începem să dăm cu arcul.
Prim, prima. A, era frumos să fie și dâna a doua. Dâna a doua. Da, stai că n-am animații. Am luat-o și pe asta. S-a sus. Am luat-o. Bun. Bun. L-am și lovit. Nu face de mine. Bun. Sus. Boom. Și mai ar trebui să fie una care ar trebui să fie aici. Iar asta se pare că trebuie să ajung sus de tot. Sper să nu se teleporteze acel gândac și să dea după mine. Ok, nu mai e niciuna se pare. Se pare că am luat-o. Nu știu ce bug e. Haide, boșilor. Hai, mă. Era să mor. Era să mor direct și ne ducea în dracu. Bă, dar cam 24 de astea, mă. Nu mai dai și tu cu niște căcat de ăla după mine. Un primul hit. Doilea. Al treilea. Al patrulea. Al cincelea. Al șaselea. Al șaptelea. Al optulea. Mă. Mă. Să ne omor pe toți, bă, nebunule. Păi dai mine, fraile, că vezi că am și tons. Ok, 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 ok. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Bă, dar de ce te împărți, mă, cu... Măi, nebun ăsta, măi, e nebun? Și văd că a rămas bugată... Stați așa, e... Dar e bugat după... Acolo, practic, e... Aia de oia noastră, dar e din overlord, nu știu care e faza, nu știu de ce e bugat. În fine, nici nu contează, hai să-l batem pe martalogul ăsta. Bun, vreau să știu. Da, e nou, aici. Deci mai trebuie să fac doar ăsta cu zonă, ok. Și ultimul hit, cu pumnul! Insane! L-am bătut cu pumnul. E insane ce se întâmplă aici, guys. Hai să iau și o torță. Nu! Bă, torța mea, mă, omule, mă, trebuia să iau, nu trebuia să mă bage. Mă, măcar acum o să putem să spargem portalul de aici. Sper să mă dea bine gen jos următoarea dată. Ne-am dus noi în over. Mamă, s-a reparat instant lopata și era dusă lopate. E insane cât XP ei dă prima oară când îl bați pe băiatul ăsta. Și am dat 5000 tot levelul ăsta. Hai să luăm și acest ou. Că na, l-am câștigat. Sigur că da. Hăt. Nice. The next generations. Bun, frumos. Haide, i-am dat. Nice. Oh my god. Oh my god. Pe la bună, pe la bună. Uolo, doamne, dar ce emoții. Mă ia cu stomac când dau perlele astea așa. No. Mamă, la o pas de moarte. La pas de moarte. Ce văd eu în sare? Și are și barcă. Are, 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 are. Dai cam departe, șefule. Șefule, dă parte de mine, șefule. Și dăm, uite, așa până ajungem și noi în situația în care am putea să dăm cu o perlă în siguranță. Ce, ce dăm cu o perlă? Nu m-am uitat la nimeni, să ce și vine perla? O, lo, ce emoție, doamne, ce emoții. Și, nice. Ok, stai să-i dau și eu ăsta hit repede, să-l omor. Să-mi dea și mie niște șulcăre. În sfârșit o să avem storage mai mare. E direct la o melită. Sau putem să facem de acum să urcăm direct prin astea, dar până atunci am zis și omor. Cât au ei în mine. Dau și on ei, vorba aia. Să fie 3x3 de aici. Și o să dau acest arc puternic rodător ca să-i omor. Până ajung eu sus, ei tot dau, eu tot dau. E 3x3, mi se pare fair. După ce o să iau elita, o să vin direct aici să culeg tot ce ce-au dat după mine. Nu vreau să pun apă. Mamă, ce d-astea. Holy shit. Hai, dă-i mine, dă-i mine. Perfect. Perfect. Hai că ajung, e bine. Doamne, ești. Nu, pot să tu, nu, să, nu pot să. Nu, 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 așa merge. Sigur că da. L-am luat. Și acum mergem jos. Salut, amice.
Și ia uite ce e aici. Nice! Prima oară cu fucking Elytra. Hai să lăsăm acum ăsta jos, punem envil-ul, să luăm două cărți, să luăm două lucruri din inventar, îi pun unbreaking, îi pun mending, asta pot să pun aici, în toată față, uite că am și două, eu pot să fac direct din inventar, nu pot să fac direct din inventar, primul nostru shulker box și ne golim inventarul pentru că nu avem nevoie de toate sheet-urile astea. Chiar în față chiar nu avem nevoie. 14 bucăți astea, dar le-am așteptat să fac 14 crafting-uri ca să nu stau de fiecare dată, să iau cât un de-asta, cât un șir de-asta de crafting, să stau, să-l iau. Zburăm cu Elytra, boys! Trebuie să ajung neapărat acolo unde i-am bătut pe aia la început, ca să le iau și la aia charcoal box-ul, e sigur că da. Bine, aici ce? Bă, eu o să iau totul, mă. Tot ce prind, eu iau. Lasă-mă și pe mine aici jos. Nu, nu, nu mă, nu mă lovi. Familia mătii, nu mă lovi, nu mă lovi, nu mă lovi. Shulker shell-uri. Să pot să mă la fiecare să le trag pe dreapta. Bun. Cred că și pe jos, dacă mă întrebați pe mine, au mai aterizat, așa că hai jos. Sau cu apa aia care a fost, aduce direct în voi și asta a fost. Da, uite aici că i-am bătut pe aia parcă tăgeau de sus. Băi, în toată față stăm bine, avem deja 7. Și hai să... Mamă, dar ce șmecherie. Nu mai știu care era ăla cu sonorul de la asta, dar niciun fel de problemă, că o să stau să-l caut. Stau puțin mai tare. Bun. Hai să facem un fel următor. Vreau să bat pe toți. Să-mi iau toate shulker box-urile de pe aici. Să fac roză. Tot, tot, toate, mă. Nu știu ce s-a întâmplat. Cu ăsta de s-a întors, s-a venit, a plecat. Și mă lovește acum. Sunt prea redus. Bă, da. Ok. Păi și alea a căzut de tot jos sau ce s-a întâmplat? Să fac 6 shulker boxuri și noi în momentul de față pot să zic că avem destule și o să revenim când o să revenim vorba, când o să stau și o să adun mai multe chestii de astea. Hai că eu parcă am zis că mă duc să fac drag, că iau multe shulkere. Haideți acasă, haideți acasă că m-am plictisit. M-am plictisit deoarece într-un episod viitor o să zburăm în casa la noi. Bun. Acum că am și zburat. Hai să ne și culcă. Acum că am și dormit. Pe chixul meu, cum puteți observa, este cam pe la jumate, cam pe acolo. Dar nu înțeleg de ce am 40 de frame-uri. Altceva acum, parcă mă simt și eu mai om cu 80-90 de frame-uri. Haideți să găsesc și eu shulkerul ăsta, chestul ăsta liber. Bun. Hai să punem acest enter chest. Hai să luăm aceste shulkere și le plasăm pe jos, da? 4 shulkere. Nu știu cât am spart, dar cred că o să vă dați seama voi direct cam ce o să se întâmple. Am adunat și niște materiale, dacă am să să zic. Am spart tot ce se poate, adică cred că am spart vreo 3 de-astea. Și au fost gentale, amici, n-au fost și cu, din păcate, n-au fost și cu barci. Cu bărci, au fost doar o dată așa. Hai să vă pun acum două poze pe ecran. Bun, hai să luăm noi toate sheet-urile care le-am cam adunat și să vedem cam câte materiale avem. Mamă, dar deja nu mai am loc. Bun, deci aproape 3 shulkere pline. Am stat și să vorbim. Bă, dar mai faceți bulbe, ia, că nu mai pot. Mă doare creierii deja. Da, nu o să vă zic ce o să facem, dar probabil deja știți, în fine. Hai să trecem la alt subiect. Hai să mergem acum în casă și să vedem cum ordonăm aceste shulkere, pentru că avem niște minereuri, 12 diamante sau câte aveam. Bun. Fu, foarte frumos, foarte frumos, chiar îmi place. Poțiune este de heal, dă-le drept, n-avem ce face cu ele. Bă, dar n-am și un loc, mă, unde să le pun, mă, omule, mă. Tot suntem aici, uite, e full armură de iron enchantat. Mamă, vezi că e talent armura asta, să mor dacă aveam pasta de la început, era... Și asta este armura mea veche.
Hai să aruncăm. Bine, unele că am avut mai multe. Pantaloni ăștia la fel iar când nu avem nevoie. Cupru, că v-am zis, cupru, mult cupru, mult, mult cupru. Băi, casa asta începe să fie, să nu mai fie loc în ea. Trebuie să facem ceva, să te facem altceva, că nu mai se poate. Bă, cam asta a fost cu acest episod. Nu știu câte minute are pentru că n-am gen, cred că are pe 3 zile filmat episodul ăsta. Știu că în prima fază când am bătut și am făcut rost de toteme, aveam un tricou alb. Acum, ultima oară când am filmat, când am bătut dragonul, aveam un tricou gri și acum sunt pe negru. A, stai, știi, ești nebun. Bă, cam ăsta a fost cu acest episod. Nu uita să apăsați și voi butonul de like dacă mai aveți episoade în continuare. Iar noi, desigur, o să ne auzim pe data viitoare. Salut!